serie 3 lucruri pe care le voi prezenta cu acest prilej se intitulează astfel: Județi abuziv de sfințate, de cine ați fost voi oare blestemate, cu semnul întrebării la urmă. A doua lucrare, pagini din gândire universală în percepția mea. Și a treia lucrare se cheamă Echilibru instabil. La această activitate care se va desfășura joi 21 septembrie la ore 17 la Biblioteca Municipală, printre alții care și-au anunțat intenția de a vorbi, e domnul primar al Romanului, Cristina Panaite, directoarea bibliotecii, părintele Paiu, subsemnatul în calitate de autor, preotul Toscanu Florin, profesoara Carmen Diaconu, domnul Lucian Stroch și domnul profesor Ghea Mehciobanu. Poate și alții. De asemenea, eu am invitat oameni de cultură din Roman, Piatra Neamț și din alte localități. Am niște promisiuni cu vorbenii și de la București, dar bine, promisiuni deocamdată, le vom vedea cum se vor materializa. Această acțiune în care voi prezenta aceste trei lucrări se datorește unui concurs de proiecte lansat de Primăria Roman, în care și eu am fost unul dintre câștigători și cu această sponsorizare am putut să tipăresc aceste cărți care sunt rodul muncii mele din ultimii 5-6 ani. Sper să fie o activitate interesantă și cei care vor veni acolo măcar se găsească câteva idei din cele prinse de mine în lucrări care să coincidă cu simțămintele lor. Și asta ar fi o treabă foarte bună. De asemenea, eu voi oferi în mod gratuit tuturor celor care vor veni acolo una, două sau chiar trei lucrări. De asemenea, m-am gândit și voi oferi aceste lucrări tot în mod gratuit tuturor consilierilor de la Consiliul Local Roman, bineînțeles și conducerii primării Roman, și am mai trimis câteva și în țară la prieteni, cunoștințe, oameni care au fost alături de mine sau împreună cu mine atunci când ne-am zbătut atât de mult pentru reînființarea județului Roman. Sper să fie o acțiune reușită și cei care vor veni acolo să guste din plin activitatea asta. Aceste trei lucrări, la cât ridică numărul cărților publicate de dumneavoastră și să le reamintim cititorilor? Ele sunt foarte multe, dumneavoastră. 18, da, vă dau încă deci 18, da? Cât? 18. Da. Vă mai spun câteva din ele așa care îmi vin acum la îndemână. În primul rând, am scris câteva monografii ample legate, de exemplu, de satul Ruginoasa, unde am funcționat eu mult timp în învățământ acolo. De asemenea, două monografii ale Romanului, una, o lucrare colectivă, aia făcută în anul 1992, și alta în 2004, care am scris-o doar eu. De asemenea, o monografie a comunii Ion Creangă, și alte lucrări destinate, de exemplu, între efemer și eternitate, sunt niște reflexii ale mele asupra existenței omului pe pământ, de la viața efemeră și finalmente la cum am spus, efemer, la eternitate. Așa am și alte lucrări dedicate liceului 3, în care am funcționat ca profesor, acolo am două asemenea lucrări. O lucrare dedicată tot cu caracter monografic satului meu natal, Homiceni.